Iubirii, de data asta să stăm de vorbă cu finaliștii sezonului trecut, cu Ana și Daniel. Ce faceți? Cum sunteți? Ce ați mai făcut de când nu ne-am mai văzut? Foarte bine. Da, am călătorit destul de mult, pot să zic că am avut o lună de miere. Așa am intitulat-o, că chiar a fost o lună. Da, într-adevăr, după marea finală am fost acasă la părinții mei împreună cu socrii, adică a fost toată familia completă. După care, după câteva zile, am plecat la munte, un weekend, și după aceea am plecat în concediu în Serbia, după care am fost în Italia. Și am venit acasă acum 2 sau 3 zile. E, practic a fost o vacanță. Foarte lungă, da. Nu prea ați avut timp să vă mai gândiți, să mai vorbiți. Ați mai aflat ceva unul despre celălalt în puținul timp în care ați mai... apucat să fiți doar voi doi, fără alți membri ai familiei, să aflați lucruri noi despre voi? Nu, așa cum am spus și în cadrul casei Mireasa, noi am spus tot ce a fost de zis în cadrul casei, chiar am fost transparenți unul cu celălalt. Ce ne-a rămas în afara casei e să ne bucurăm unul de celălalt, să ne uităm la filme, să mâncăm chipsuri, să ne bucurăm de toate activitățile pe care nu le puteam face aici împreună. Dar ziceați voi că aveți niște lucruri de vorbit despre care nu vreți să vorbiți în casă, ați apucat? Asta... chestiuni financiare? Da, tot ce ține de business, tot ce ține de planul nostru de viitor, da, am apucat să vorbim, să stabilim și acum că am terminat această lună de miere, am intrat în acțiune. Gata, vă puneți pe treabă? Ne spuneți și nouă ce aveți de gând să faceți? Da, vă putem da ca și un mic spoiler, să spunem așa. Da. Urmează să ne mutăm în Dubai pentru a extinde afacerea pe care o am acolo. Ne-am apucat de cumpărat echipamente pentru a face totul cât mai profi. Și da, probabil o să vă ținem la curent cu tot ceea ce face, pentru că vrem să intrăm și pe partea de creare de conținut, dar calitativ, pe YouTube, în care lumea poate să urmărească începuturile noastre și cum evoluăm noi în Dubai. Ce drăguț! Ce frumos! Da, îmi place. Le spuneai tu, Nicoleta, că o să aibă succes împreună, dar nu mai știu exact unde. Erau destinațiile respective. Ce v-am spus? Care erau destinațiile? Că eu nu am fișa voastră. Știu sigur că ne-ați spus la un moment dat despre America și acesta este și în planul nostru în continuare, dar în viitorul mai... îndepărtat. Îndepărtat, da. În viitorul apropiat în Dubai, fiindcă eu, cunoscând foarte, foarte bine... marketul de Dubai, mi s-a părut o oportunitate excelentă, mai ales cu ceea ce dorim să facem. Da, tu aveai un business cu niște parteneri, Daniel, dacă mi-aduc bine aminte, aveai câțiva asociați. Ce faci? Muți cu totul în Dubai sau el oricum există online? Filiala pe România va rămâne la fel, adică voi colabora în continuare cu asociații mei, în schimb eu mă voi muta pe o divizie faci. Exact. Vom împărți puțin lucrurile. Ei vor sta pe partea de România, eu pe partea de străinătate. Dar cu ce? Care era... Îmbrăcăminte. Păi astea se vând oriunde, din orice colț. Ca și client. Din orice colț al lumii. Vă oferim gratuit. Și uite. E, Doamne, mulțumesc. Nu, dar eu trebuie să pun să susțin business-ul. Nu am nevoie de cadouri. Vreau să cumpăr ca să... Este calitativ și vă place, este mai mult decât să... Dar eu spun, păi nu vreau să-mi cumperi părerea. Vreau să fie o părere sinceră. Așa facem atunci. Am să cumpăr și n-ai să știi. Da, uite, ca un mesaj pe care l-am primit acum pentru voi, că nu am aici informațiile voastre, dar mai primesc mesaje din astral. Ar trebui să adoptați și accesorii, da, chiar metalice, acestor hainuțe pe care le faceți voi. Poate chiar să le adăugați aceste accesorii, adică am văzut ca și o viziune așa, am văzut un accesoriu care avea ceva metalic pe el. Deci acum nu știu. Din casă chiar urma să implementăm un accesoriu metalic pe partea de tricou. Deci... Mi-aduc aminte că le-ai spus ceva și despre culori și nu mai știu dacă erau culorile de metal în cele favorabile. Da. Nu știu, că știu că tu ești foarte atentă la tot ce ți-am spus e în hartă. Și foarte bine faci. Chiar să respectați, nu știu dacă mai țineți minte voi, dacă nu mă contactați și revin la hărți să vedem ce este acolo. Dar am văzut imaginea asta și într-adevăr, uite, îmi confirmați că așa e. Da, mă bucur. Vreți să vedeți imagini cu voi, așa? Vă rugăm, era dor. Da. Și cred că și telespectatorilor. Hai să ne reîmprospătăm puțin memoria și să vedem câteva imagini cu Ana și cu Daniel. Capricile iubirii. Cu aspirații înalte și sigură pe ea, așa își făcea intrarea Ana în casa Mireasa. În schimb, Daniel se arăta mult mai rezervat.
sunt pregătită să mă mărit, sunt pregătită să fac copii. Nu sunt sigur legat de partea de căsătorie, pentru că emisiunea ne oferă un cadru ideal. Dar încă din primele săptămâni, legea atracției era vizibilă pentru cei doi. Ia să vedem. Să fiu monogam astăzi. Hai. Mulțumesc frumos! Interacțiunile celor doi erau naturale. Ai venit cu gândul să te căsătorești pe bune sau? Nu dau înapoi de la nimic. Eu dacă sunt sigur de ceea ce simt, go for it. Cu fiecare întâlnire, cei doi erau conviși că sunt pe aceeași undă și merita să clădească un drum comun. Vreau să vă întreb dacă voi doi vreți să vă declarați într-o cunoaștere. Da. Da. Are toate calitățile pe care mi le doresc. Când vine vorba de o femeie. Ești foarte aproape de descrierea mea de bărbatul ideal. Așa că nu a mai durat mult și a apărut primul sărut. Ana, Daniel, vă declarați un cuplu în Casa Mireasa? Da! Aplauze! De acum încolo... Eu nu văd treaba asta ca și cuplu, e puțin mai mult. La Veneția, Daniel a cerut o căsătorie pe Ana sub un val de emoții. Vrei să înlocuiești un inel simplu, un inel, ca să fii soția mea. Nu cred! Da. Vrei să fii soția mea, Ana? Da! Clipe frumoase, iar în marea finală, jurămintele îi aduceau pe cea mai înaltă culme a iubirii. Miracolul vieții mele, Daniel. Cuvintele care îmi vin în minte în momentul ăsta nu sunt de ajuns de puternice să descrie cu adevărat. Vreau să-ți mulțumesc ție pentru toate experiențele frumoase pe care mi le-ai oferit în cadrul acestor 4 luni minunate. Ești o persoană exemplară, ești cu un suflet bun și simplu, exact așa cum mi-am dorit dintotdeauna. Și să știi că iubirea necondiționată pe care ne-o purtăm mă ajută pe mine să văd departe în viitorul nostru. Și ești persoana cu care vreau să fac pasul de la soț și soție la mamă și tată. Și știi bine că toate promisiunile pe care ți le-am adresat, m-am ținut de ele și vreau să-ți promit că eu nu voi renunța la iubirea noastră niciodată. Voi fi aici pentru tine mereu, să te înțeleg, să te ascult și să spun cât de mult te iubesc. Din păcate, am încercat în 3 limbi diferite să căutăm cuvintele necesare ca să ne descrie sentimentele, însă nu am găsit nicăieri. E ceva mult prea profund ce nu poate fi înțeles de către nimeni. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai apărut în viața mea și îți promit că niciodată această poveste de dragoste nu se va sfârși și că vom fi mereu împreună alături de copiii noștri. Te iubesc cel mai mult. Iubesc. Cetățene Alexe Daniel, de bunăvoie și neserii de nimeni în căsătorie pe cetățeana Botanovici Ana. Da, pentru totdeauna. Cetățeana Botanovici Ana, de bunăvoie și neserită de nimeni în căsătorie pe cetățeanul Alexe Daniel. Da, pentru totdeauna.
Felicitări! În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări, familia Alexe! Iubirea i-a unit pe viață, iar astăzi vin în platoul emisiunii să ne povestească cum s-a schimbat viața lor. Capricile iubirii. Foarte frumoase imagini, ce m-am emoționat și eu când le-am revăzut. Sunt convinsă că și voi v-ați emoționat, deși n-a trecut multă vreme. Imediat vorbim despre ele, pentru că Andrei Ștefănescu e pregătit în platou de la Extra Night să ne spună ce au pregătit în seara aceasta. Bună, Andrei! Să te văd, mă bucur să-i văd pe toți, dar mai ales pe Ioana și pe Marius, câștigătorii Mireasa sezonul 8, care vin să-și pună, și ei relația la încercare la noi în platoul nostru frumos. Izabela Onoriu a ajuns de urgență la poliție. Ce acuzații aduce celui care încearcă din răzputeri să divorțeze? Aflăm de la ea în această seară. Avem și un subiect legat de un super cunoscut antrenor de fotbal. Invitata noastră nu mai vrea să fie considerată amantă și vine să-și spună povestea în platou. Și chiar dacă afară este un ger de crapă pietrele, v-am pregătit un show absolut incendiar și nu glumesc absolut deloc, care vă va încălzi cu siguranță. Vă așteptăm, dragii noștri, în câteva minute la Extra Night Show. Paula, te pup! Te pup și eu, Andrei, o să fim cu ochii pe voi. Noi mai avem încă un pic de discutat aici cu Ana și cu Daniel. Da. Cum vi se par imaginile astea pe care le-ați văzut acum? Aș dori să vă mulțumesc din nou, fiindcă ne-ați făcut să retrăim aceste emoții. Chiar mă uitam la Daniel și amândoi am început să lăcrimăm din nou. Și da, este foarte copleșitor și consider că suntem foarte, foarte norocoși că ne-am găsit unul pe altul. Da, și vrem să mulțumim din nou emisiunii Mireasa pentru că ne-a oferit oportunitatea de a ne cunoaște și ne-a găsit în acest context. Să revedem imaginile este fenomenal, nu știu, să vă descriu emoțiile pe care le trăiesc, emoțiile pe care le-am retrăit când am fost și în Veneția. Uh-huh. E sublim. Și mă bucur pentru că alături de noi sunt niște tineri care vor trăi aceeași experiență, se vor bucura de ea. Asta nu e tot. Noi am mai filmat ceva, astea nu sunt singurele imagini. Voi ați mai filmat pentru noua emisiune care va intra pe post. Se numește Familia Mireasa, povestea continuă, care va începe de sâmbătă aceasta, de la ora 19, sâmbăta și duminica, și este un reality show. De-a lungul episoadelor vom vedea ce s-a întâmplat cu viețile concurenților care s-au căsătorit aici în Casa Mireasa. Ne vom întâlni cu concurenți din toate sezoanele și vom vedea și ce se va întâmpla în anumite situații și cu concurenții actuali din Casa Mireasa. Iar în primul episod vom afla ce au făcut Marius și Ioana după marea finală, unde s-au stabilit, ce au de gând să facă cu marele premiu, dar și aspecte controversate în privința altor concurenți care îi critică pentru că au câștigat finala de la Mireasa. Și ne vom întâlni și cu Ana și cu Daniel, că și ei au filmat și nu au filmat oricum, ați filmat exact la 2 luni de la Logodnă. Exact, în acea zi. Așa. Nu dăm spoilere. Și în același loc a fost filmarea? Nu dăm spoilere. Nu, dar, uite, haideți să vedem un pic câteva imagini din emisiunea care va debuta sâmbătă aceasta pe Antena Stars, Familia Mireasa, povestea continuă. Capricile filmările pentru emisiunea Familia Mireasa, povestea continuă, i-au surprins pe Ana și Daniel chiar în ziua în care aceștia împlineau 2 luni de la Logodna, care a avut loc la Veneția. Ia zi, dragostea mea, să mai aduce aminte strada. Da, asta este faima, strada unde am fugit și exact aici am luat gândulea. Da, doamne. De ții minte când am urcat pe ponton. Și am urcat în gondolă. Eu când am văzut cât de tare se mișcă gondola, am zis, eu nu pot să cer aici, că o să cap pe jos. Ori cad în apă, ori fac vreo zbâtie. Uite că, doamne, a vrut să nu se spargă paharul prea repede. Dar asta uite, și mai special. Exact, asta am vrut să spun și eu. A ieșit unic. Da, pe bune că... Nici măcar dacă plănuiai să iasă exact așa, nu puteai. Nu, 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 nu.
N-a venit dacă făceai scenariul scris cu Godolierul, să zică Godolierul ceea ce ziceați, nervii după fața lui. Eu țin minte și acum că de zicem că pară de vreo 2-3 ori, nu se spărsese. Și am ridicat așa capul și mă gândeam, băi, eu acum ce fac cu paharul ăsta, care era rupt doar în față și în el încă era blocat pe el. Gondolierul era deja pregătit cu răpățica, mă, am zis, băi, trebuie să o fac atât pentru tine, cât și pentru gondolier, că am dat deja de două ori în barcă. Ia vezi, te recunoaște gondolierul? Da, nu e nici, nu te recunoaște. Era altul domnul la față, era mai bătrânel. Mă, băi, îmi bătea inima, de nu mai acum puteam. Cum te simți? Tot am emoții. Mie îmi revin toate emoțiile. Da, exact, știi, le retrăiesc. Copleșeală de tot. Țin minte cât de bucuros eram când fugeam pe aici, de gondolier pe stradă și eram așa, Doamne, nu pot să cred, am cerut-o de... Și eu eram atât de emoționată în momentele astea aici și era, simțeam o mie de emoții. Dacă venea gondolierul după noi, tu îi spuneai, uite, te-a primit inelul, domnul gondolier. Vai, e super tot. Fix după două luni să revenim aici, e... În aceeași zi. În aceeași zi, pe data de 15. Te iubesc. Te iubesc cel mai mult. Ce face emisiunea Mireasa de oameni? Da. Ne sosul meu. Pispiric. Te iubesc cel mai mult. Te iubesc cel mai mult. Capricile iubirii. Da, foarte frumos. Spune, Ana, spune ce voiai să spui. Iarăși, chiar de cum am intrat în Veneția, am simțit deja cei fiori. Chiar a fost ceva spectacular și faptul că iarăși am avut acest prilej să mergem exact în același loc, adică... Da, voi sărbătoriți imediat, Raluca, în fiecare lună aniversați, o lună de la logodnă, o lună de la căsătorie, o lună de la primul sărut, două luni, trei... Sărbătorim fiecare Știi, lună. Mai țineți minte datele? Sigur. Da, Raluca. Am auzit ceva foarte interesant, ați fugit de domnul cu gondola? V-a alergat? Nu era foarte fericit că îi dădusem un gondola, așa că noi cu băieții care au filmat cu cameramanii am sărit din gondola și am fugit. Eu sunt foarte curioasă, cu siguranță o să mă uit atât sâmbătă cât și duminica, pentru că se pare că aflăm informații noi legate de, da. Și picante. De tot ce ați petrecut voi atât la logodne sau din viețile voastre? Chiar le recomand persoanelor, pentru că consider că au oportunitatea de a ne cunoaște mult mai bine. Fiind în afara casei Mireasa, într-un alt context, ne văd poate mai relaxați, mai diferit, da. Consider eu. Ce să zic, mă bucur că v-am revăzut în seara asta. O să ne întâlnim cu voi și mâine la Mireasa, pentru că voi o să intrați în casa Mireasa cu un task foarte important în seara aceasta. Așa că uitați-vă la noi.